Pe data de 7 decembrie a fost sărbătorită cea de-a 5-a ediție a concursului Another Kind of Christmas de elevii de la 13 unități de învățământ din municipiul Suceava, sub coordonarea profesorului Ioana Duchia. Concursul s-a desfășurat pe 5 secțiuni, iar elevii au concurat în limba engleză. Fondurile obținute au fost direcționate către Asociația Freamă de Speranță pentru ajutorarea lui Sebi Crăciun, micul poet din Câmpul Lung Moldovenesc. Cele trei secțiuni la care au concurat elevii sunt Christmas Art, la care aceștia au pictat diverse decorațiuni de Crăciun și tablouri. Această secțiune având și un scop caritabil, astfel că toate fondurile obținute din tablourile achiziționate au fost direcționate către Asociația Framăt de Speranță și respectiv Sebi Crăciun. De asemenea, la secțiunea Christmas Goodies, elevii au pregătit diverse dulciuri, cu specific de sărbătoare. O altă secțiune a fost cea reprezentată de Christmas Parade, în care elevii s-au costumat în diverse personaje care amintesc de Crăciun. Totodată, în cadrul galei, a avut loc și un show de talente, în care elevii și-au demonstrat propriile abilități. Parada brazilor de Crăciun a reprezentat o altă secțiune a acestui concurs, astfel că fiecare școală partener a participat cu câte un brad realizat din produse ecologice. What love is. That's okay, I do. Love is putting someone else need it before yours. Hello, my name is Fabian. I am an elf. I really like to do muffins.